Bună și bine v-am găsit într-un nou vlog. Vlogul astăzi o să fie un vlog mai diferit. O să fie un vlog în care o să vă arăt 24 de ore cu primul meu senzor de glicemie. Mi-am dorit și în sarcina trecută să am senzor de glicemie ca acesta, dar nu am investit în el pentru că în sarcina cu Jaden am fost diagnosticat cu diabet de sarcină destul de târziu și mai aveam doar aproximativ 2 luni când nășteam și nu am mai investit. De data aceasta am reușit să primesc unul gratuit. Am intrat pe Freestyle Libre, pe website-ul lor, și am putut să aplic pentru un senzor de acesta care îmi va dura 14 zile. Mi l-au trimis, l-am primit, cred că sâmbătă sau vineri am aplicat, astăzi este joi și l-am primit deja. Am primit aici și această foiță ca să mi explice că o să am și un coach. Mie nu mă interesează foarte mult coachul lor. Închide gate-ul! Deoarece eu deja am echipa mea de diabet și nu prea am eu nevoie să am pe cineva care să mă învețe. Și cam atât. Am primit foaia că mi l-au livrat și vreau să fac un vlog un pic mai diferit. Vreau să arăt cum este pentru mine 24 de ore cu acest senzor. Este prima dată. Am mai văzut videouri la persoane care au diabet de tip 1 și poartă astfel de senzor, dar eu nu am încercat niciodată. Poți să-l folosești cu aparatul Freestyle Libre Reader sau cu Freestyle Libre App, cu aplicație. Asta mi se pare foarte, foarte interesant, că poți să scanezi cu aplicația de la telefon, nici nu mai ai nevoie să mai cumperi acel monitor micuț al lor aparat ca să citești glicemiile acolo, ci o să văd totul pe telefon, pe aplicație, ceea ce cred că este chiar și mai fain, poți să vezi mult mai detaliat. O să desfacem, să vedem ce conține. Conține, cred că acesta este un aplicator, că am mai văzut eu la alte persoane. Ăsta aplici senzorul și ăsta este senzorul. Această cutie sigilată, scade 2023. Și am aici explicațiile. Îmi spune că pot să-l pun pe partea aceasta a brațului, în partea laterală. Va trebui să mă dezinfectez bine, bine la acea zonă. Iar apoi trebuie să deschid acest senzor, să scot acest aplicator. Bag senzorul până în jos, până se închide complet și voi avea senzorul. Bag aplicatorul în cutia cu senzor complet până când senzorul se va prinde acolo, ceea ce înseamnă că a trebuit să fac un click. Iar apoi voi scoate aplicatorul, mi-l voi poziționa pe braț, voi apăsa complet, iar apoi voi scoate și voi da cu degetul de jur împrejur să stea acolo prins. Wash using plain soap, dry and then clean with alcohol wipe. Ok. M-am spălat pe braț, aici îl voi aplica. Îl voi da acum cu un pic de alcool, am un dezinfectant spray pe care l-aveam, știu că acesta conține alcool. Apoi va trebui să deschid senzorul, aplicatorul s-a desigilat, voi băga acest senzor, ok, s-a dus de tot, mi-a luat senzorul, cutia este coală, senzorul este aici, vedeți apul, este destul de mare și intimidant. Nu a durut așa tare, m-aș fi să mă doară. Și așa arată senzorul meu. De glicemie. Mi l-am pus. Cred că este pus bine. Așa arată. Voi păstra aplicatorul momentan, nu știu dacă mai trebuie în viitor. Vreau să instalez aplicația. Să instalez aplicația, să activez aplicația, să văd
cum este toată treaba acolo pe aplicații. În fine, așa arată. Nu m-a durut cum credeam. Credeam că o să mă doară tare. Am simțit o începătură foarte mică, chiar mai puțin decât mă doare ce face la degete. Acum parcă simt ceva un pic, dar eu sunt foarte sensibilă la durere, dar simt acum ceva acolo, dar nu aș spune că e o durere. Și oricum, mult mai puțin decât când mă înțep la degete, pentru că mi se pare că e foarte rapid această înțepătură și da. Hai să intru acum în aplicație să vedem și să vedem cum merge toată treaba. Am intrat în aplicație, am scanat senzorul, va dura o oră până va fi gata, asta cred că este singura chestie mai nasoală, așa un pic, durează un pic. Probabil dacă ai doi senzori aplicat, dacă ai un senzor aplicat și ar trebui să-l schimb, cred că cel mai bine este să îl aplici pe celălalt nou exact o oră înainte să scoți pe acesta, pentru că acesta nu este gata, va dura un pic până îl va introduce acolo. Dar o să vă arăt între timp cum funcționează, o să vă arăt cum mă simt eu toată ziua. Eu nu am niciun fel de lipici aici special. Mi-ar place să fie mai protejat, să nu am treabă și când fac duș. Cred că o să-mi cumpăr astăzi pe Amazon un sticker în acela și vă țin update. De asta o să vă filmez în tot acest vlog, o să vă filmez experiența mea cu senzorul, cum mă simt când dorm și cum sunt citirile față de citirile pe care eu mi le iau cu mașinuța mea la degete, numai că eu am măsor glicemie de 4 ori pe zi atât îmi dă voie spitală, cum mi-a cerut ei și nu pot să măsor mai des pentru că ei vor vedea, pentru că se intră în aplicație și apoi mă vor întreba de ce mi-am măsurat mai des. Doar în caz mă simt chiar foarte, foarte rău, aș putea să justific, mă simțeam foarte rău și am vrut să verific, dar în general ei nu-mi dau voie să fac lucrul acesta și atunci am zis că mai dacă am un senzor de genul acesta, mă va ajuta, nu mai trebuie să mai înțep în continuu la degete. Ca să mă înțep eu de două ori, că eu mă mai testam cu un alt aparat pentru mine. La 15 minute mă testam, când mâncam anumite alimente care nu eram sigură dacă pot să le tolerez. Eu fac aceasta deoarece eu încerc să mă mențin momentan cu dietă de diabet gestațional. Și atât timp cât pot să nu ajung încă la insulină, pentru că eu nu voi considera tratamentul cu pastile. Pentru că am avut la Jade în 3 săptămâni și m-am simțit foarte rău cu pastile. Și plus că pastilele trec prin placentă și eu aș vrea să treacă cât mai puține chestii prin placentă la bebeluș, însă dacă îți faci injecții de insulină, acelea nu ajung la placentă. Da, asta este toată treaba acum. Am depus ceva treburi prin casă acum și o să fac lucrul acesta. Și noi ne vedem în curând, într-o oră, când senzorul s-a activat. Bună seara! Am zis să vă dau un update acum seara la... Cred că 10 ore și aproape 10 ore, cam așa, de când am senzorul. Este aici pe braț, este ok. Îl simt așa oarecum, dar nu pot să zic că mă doare sau ceva de genul. Eu sunt oricum o fire mai sensibilă. Primele ore nu am avut citiri bune. Primele ore nu-mi citea cum trebuie și am înțeles că este normal, se întâmplă așa, se poate întâmpla în jur de 24 de ore până se obișnuiește, pentru că tu obligat inserești un ac acolo înăuntru și corpul tău va credea că este ceva străin și va încerca să lupte. Și din cauza aceasta, toate cele substanțe care se vor crea lângă îți vor crea citiri diferite. Așa că am avut citiri foarte, foarte joase și, de fapt, eu le aveam ok. Dar, nu. Dar spre seară am început să se regleze în sfârșit și să înceapă să-mi citească cum trebuie. Așa că o să vedem. Asta am vrut să dau un mic așa update înainte să mă culc. Îs curioasă în noaptea asta, de fapt, n-am spus să văd, pentru că eu trebuie să-mi apropii telefonul ca să văd citirile, să am citirile. Nu mi le transmite în automat la telefon, ceea ce mi-ar fi plăcut, dar văd că nu trimite în automat. Probabil senzorul Libre 2 transmite. Dar, da, asta a fost pentru acum. Ne vedem mâine și vedem cum... Este dimineața, sunt foarte, foarte curioasă. La fiecare 60 secunde pot să iau câte o citire și sunt curioasă mâine dimineața la micul dejun cum va reacționa. Aș vrea să încerc mâine dimineața Weetabix. De obicei nu suport Weetabix-ul, adică nu îl tolerez. Dar vreau să încerc pentru că vreau să văd cum se comportă senzorul când eu mănânc Weetabix. Și vreau să văd cum sunt fluctuațiile de glucoză în sânge. Bun, vă las și ne vedem mâine. V-am promis că o să vă dau un update despre cum a fost pentru mine primele 24 de ore cu senzorul Freestyle Libre.
Primele ore, după cum v-am mai spus și aseară, nu am avut citiri bune și asta este din cauza că corpul meu a încercat să lupte împotriva acestui senzor și va crea ceva substanțe acolo care vor afecta citirile. De aceea am avut citiri foarte, foarte joase, dar după aceea, cred că pe 6-7 ore am început să am citiri normale care se asemănau foarte mult cu citirile pe care mi le luam de la deget, cu aparatul pe care mi l-a dat spitalul. Dimineața am mâncat niște Weetabix pentru a vedea și am pus Weetabix, 2 biscuiți de Weetabix, că nu-s biscuiți, dar în fine, forma aceea de biscuite, cu niște nuci, un pic de lapte de alune și am avut, cred că, cea mai mare citire, 9.1, cred. Mă gândesc, dacă nu puneam nuci, aș fi avut și mai mare citirea, dar a fost interesant să văd, pentru că m-am testat exact la o oră cu aparatul de la spital și cu aparatul lor la oră aveam 6.6 și deja și senzorul de glicemie deja începea să coboare. Așa că dacă nu aș fi avut senzorul, m-aș fi simțit rău și nu mi-aș fi dat seama de ce. Pentru că aparatul, dacă testez doar la o oră, cum îți spune spitalul, exact la o oră fix, atunci glicemia mea pare normală. Ceea ce a fost ok în momentul ăla pentru ei, se uită fizic, este ok, dar după a coborât foarte, foarte mult, am ajuns sub limita de 4, în care este normală, se cheamă un hipo, dar nu se tratează la mine, pentru că eu nu sunt pe insulină, așa că atunci când nu ești pe insulină, nu vei trata neapărat aceste stări. Și apoi a început să se ridice înapoi glicemia, dar mi-a dat peste cap toată ziua, oarecum. Eu știam că Weetabix nu îl voi suporta și am și adăugat nuci pe lângă, că am zis ca să nu mă duc chiar așa cu glicemia, că aș fi urcat foarte furt până la 10-11 cu glicemia dacă nu puneam nuci. Dar na, asta era că vreau să văd un pic cum merge în timpul zilei. Am avut câteva citiri mai joase astăzi din cauza că de dimineață am avut nebalansarea asta în nivelul de glicemie, dar da, îmi place foarte mult. Simțeam așa oarecum ieri în zona unde este senzorul, simțeam așa un pic, o mică sensibilitate, am pot spun cum mă durea sau ceva de genul. Nu mai pot să zic că îmi simt deloc. Chiar astăzi uitasem de multe ori că am senzorul. În timpul nopții nu am măsurat normal pentru că eu dormeam, dar am scanat dimineață senzorul și mi-a arătat tot graficul pe timpul nopții, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte fain. Nu-mi transmite automat la telefon citirile, pentru ca să pot să transmit în automat, cred că trebuie să am senzorul Libre 2 sau să am acel aparat al lor sau un alt aparat care să-l pun pe lângă și să-mi transmită pe telefon. Ceea ce nu voi face, pentru că eu nu am nevoie, momentan nu sunt pe insulină ca să am nevoie să fiu să fiu înștiințată când mi se ridică glicemia foarte mult sau mi se coboară foarte mult și pentru mine asta nu este important. Este doar important să pot să văd așa oarecum graficul, tendința la cum crește și cum coboară la mine și ce alimente mă afectează mai mult, ca să știu să pot să le elimin, dacă se poate să ne înlocuiesc. Și atunci când nu mai voi mai avea cu ce să înlocuiesc, să pot să spun echipe de moașe de la spital care se ocupă cu cazurile de diabet de sarcină să vedem opțiunile de insulină. Da, deci eu sunt foarte mulțumită momentan, 24 de ore a fost super. O să mă mai dau un update de genul acesta în 2 săptămâni, când o să-mi scadă senzorul acesta. Este valabil pentru 2 săptămâni, apoi nu mai funcționa din motive normale, se folosește acel ac, se folosește senzor, se folosește tot, bateria probabil are un timp limitat. Momentan sunt destul de convinsă că o să-mi cumpăr eu acest senzor lunar, un senzor de Freestyle Libre 2, care este, cred că un pic mai bun decât al meu, este Freestyle Libre 1. Și acela Freestyle Libre 2 cred că îmi transmite direct la telefon citirile. Costă cu tot cu TVA 57 de lire pentru 14 zile. Nu știu sigur dacă pot să pun să nu am TVA-ul, pentru că eu am diabet de sarcină, deci ar putea să pot să cer să plătesc doar dispozitivul și să nu plătesc taxele la stat, pentru că pe caz de boală. Dar chiar și în cazul acesta m-ar costa 114 lire pe lună,
ceea ce eu aș fi dispusă să plătesc, deoarece știu că sarcina este o perioadă scurtă și hormonii de sarcină vor influența glicemiile foarte diferit. Ceea ce pot tolera astăzi este foarte posibil mâine să nu mai pot tolera. Și în câteva luni, sigur, în al treilea trimestru știu că toleranța la alimente se schimbă și mai mult, așa că vreau să știu, vreau să fiu informată, pentru că aceasta mă va ajuta și pe mine să mă simt bine și va ajuta și bebelușul să crească bine și să se simtă bine. Pentru că orice glicemie ridicată se va duce și la bebeluș prin placentă și bebelușul va avea glicemii ridicate, ceea ce îl vor face pe bebeluș să crească mai mult decât ar trebui. O creștere forțată, o acumulare de grăsime extra pe care el nu ar avea într-un mod normal fiziologic și orice coborâre a nivelului meu de glicemie în sânge poate afecta de semne pe bebeluș, pe care nu-l va ajuta să se simtă nici el bine. Deci cum mă simt eu din cauza glicemiei, este foarte posibil să se simtă și bebelușul și noi vrem să evităm lucrul acesta, vrem să facem cât se poate de mult să fie bine și să, atât cât poate, cât ține de mine, să îmi țin nivelul de glicemii în limitele normale, dacă se poate. Da, asta a fost tot. Sper că nu m-am plictisit cu acest tip de vlog. Dacă sunteți interesați și voi să aveți acest tip de senzor, dacă aveți diabet de sarcină sau diabet tip 1, diabet tip 2 și locuiți în Anglia, nu știu în celelalte țări cum funcționează, trebuie să intrați pe website-ul lor să vedeți dacă au acest program de free trial, dar aici în Anglia este acest program de free trial, ceea ce înseamnă că eu am aplicat acolo sâmbătă seara ca să pot să primesc acest senzor gratuit și am dreptul să am și un coach, cineva care să mă urmărească și să-mi spună sfaturi și altă, dar mie nu-mi trebuie aceasta pentru că eu am diabet de sarcină și la mine este ceva complet diferit și am deja echipa mea la spital. Dar poți primi acest senzor gratuit și cred că este interesant să vezi cum funcționează, dacă te simți bine, dacă ești alergic poate la acest senzor, că poți să fii alergic la lipiciul acela, la componentele. Da, eu zic că merită să aplici. Eu am aplicat sâmbătă seara. Sâmbătă seara am primit și răspunsul că am fost acceptată pentru programul acesta de trial. Nu mi-au cerut niciun document. M-au pus doar să declar acolo că eu am intru în cerințele lor. Și joi deja l-am primit, ieri. Așa că mi se pare foarte, foarte fain. Momentan sunt mulțumită, după cum am zis, o să continui probabil să cumpăr, dar o să vă dau un update în 2 săptămâni, cum au decurs pentru mine 2 săptămâni, cum a ajutat, pro și contra, chestii diferite și cum îl voi schimba. Toate aceste lucruri vreau să vă arăt așa oarecum. Știu că mai sunt videouri de genul acesta, persoane care au diabet de tip 1 și diabet de tip 2, dar vreau să fac mult special pentru mămicile care sunt însărcinate, care poate au avut diabet de sarcină și se gândesc poate în următoarele sarcini o să aibă din nou și poate le-ar interesa să aibă acest dispozitiv. Și știu că deja sunteți câteva dintre voi care mi-ați spus că sunteți interesate să vedeți cum funcționează pentru mine. Și am spus că hai să fac și conținut de genul acesta ca și mămică de bebeluș care am diabet de sarcină, care este ceva un pic mai diferit decât celălalt tipuri de diabet. Așa că, da, ne vedem în vlogul următor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest tip de conținut și credeți că a fost folositor sau poate va fi folositor la alții, dați like și distribuiți-l la persoanele care credeți că ar putea să le folosească sau distribuiți-l la voi pe pagina de Facebook, de Instagram, poate, pentru că poate aveți prin lista voastră de prieteni persoane care s-ar găsi foarte bine cu un material de genul acesta, care ar putea să benefice oarecum din experiența mea cu acest senzor. Așa că, da, cam atâta pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până aici, că ați avut răbdare și ne vedem în vlogul următor cu alt fel de conținut și în 2 săptămâni ne vedem cu un update în privința acestui senzor. Pa, prieteni!